În Biserica Sfântul Nicolae din Orșova a avut loc în această seară concertul de colinde Crăciun pentru fiecare suflet. Pe scenă au urcat grupul Catarsis și corul Episcopiei Caransebeșului. La eveniment au participat atât chiriarhul locului, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, cât și preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Nu ne-am întâlnit la o slujbă, la modul propriu, dar ne-am întâlnit la o altă slujbă, pe care am adus-o pruncului Iisus. Se cuvine la sfârșitul acestui concert de colinde să vă mulțumim tuturor și în mod special preasfințitului părinte episcop Nicolae, fratele nostru și vecinul nostru și prietenul nostru, pentru că ne-a primit cu aceeași bucurie, cu aceeași căldură și cu aceeași dragoste. Să știți că și noi trăim bucurie. Noi, episcopi, alături de părinți, când observăm că și dumneavoastră sunteți împreună cu noi. Frumos amintea părintele consilier, inspirat probabil din ceea ce spunea un sfânt părinte, unde este episcopul, acolo este și biserica, a completat mai departe că unde este episcopul, preoții, diaconii și credincioșii, acolo este Hristos în mijloc. Credincioșii prezenți au putut asculta colinde de factură bizantină, dar și din folclorul bănățean.